мати прищепітель і мати тостмастер в носях. Професором не уділа факультаті. Спиняша. Професором медицинської спеціалі спиняша. Дака врісся куношті, у покор. Дака врісся інцілець психологія, у не покор. Требує си студіяс, покор. Есть чем я ушел в модалитате, где антилюди чифил до попор, а им фаца та. Так хайдет се видим, че формяза у фолклор. Фолклор у нинацион, у нинфолклор. Исти формат, в функции де история, при каре уваре начал попор. Пентру ка нуй аша, аша кун спине Николае Бълческу, история уни попор есть прима карте а уни ням, а уни нации, есть у ня се оглиндеште се хвати видят трекуту, презенту ши виютору начестой попор. Cu siguranță popoarele care au purtat războaie, care au avut victorii, exprimă aceste lucruri în folclorul pe care îl au. Ce exprimă însă folclorul nostru moldovenesc? Și cum putem noi să vedem ceea ce exprimă el? Foarte simplu. O simplă analiză a pieselor populare, care sunt foarte cotate actualmente la radiourile de profil, acolo unde se ascultă astfel de muzică, o simplă analiză a conținuturilor pe care le învățăm la lecțiile de limba română ne face să ne creăm un tablou general asupra ce înseamnă folclorul nostru moldovenesc și asupra ceea ce suntem noi, moldoveni. Ce am putut eu să identific? Suntem un popor cărora ne place să ne situăm între tragic și comic. De ce tragic? Haideți să ne aducem aminte de balada Miorița pe care toată lumea am învățat-o la lecțiile de limba română. Ciobănașul moldovean, care știa din timp că urmează să fie omorât. Deci a fost preîntâmpinat. Și ce face el? El preferă să se retragă, el preferă să accepte fapta pe care o are și preferă să nu lupte. Și mai mult decât atât, cumva, ciobănașul moldovean este ridicat la rang de erou. Dar dacă este să ne uităm mai bine, ce face de fapt ciobănașul moldovean? Nu face decât să fie un laș. Și alege să fie laș pentru că de fapt nu are capacitate de a se opune. Nu are capacitate de a lupta. Din păcate, nu pot să zic că această tendință a dispărut astăzi. Pentru că noi continuăm să facem asta. Noi ca popor continuăm să fim lași. Pentru că noi nu știm să ne autoconducem. Pentru că noi nu știm să ne apărăm drepturile, pentru că noi nu știm să punem piciorul în prag și să spunem nu, nu acceptăm anumite condiții. O altă expresie a tragicului și, dacă vreți, a setei noastre de jale, a poporului nostru, a setei noastre de jale, o putem foarte ușor depista în cântecele noastre populare. Nu v-ați gândit niciodată de ce, spre exemplu, în cântecele noastre populare, părinții sunt, practic, întotdeauna înfățișați ca și cum ar mai avea un pic de trăit. Întotdeauna sunt înfățișați ca fiind doi bătrâni care stau acasă undeva, își așteaptă copiii, care întârzie să apară și care nu mai vin la ei vizite cu ani. Dar noi totul plângem piese. Iarba, salcea, stejaua, dar noi totul plângem. Nu ne face să ne victimizăm. Și asta continuăm să facem și astăzi. O altă tendință pe care noi avem și cum am spus mai devreme, este să ne situăm cumva în dimensiunea comicului. Și de ce spun asta? Pentru că, analizând aceleași piese populare, vom vedea că ne place să cântăm foarte mult despre vin. Să cântăm despre pahar. Și până la urmă facem într-așa un fel, de parcă am elogia paharul, de parcă am elogia vinul și am transformat într-o valoare națională. De parcă noi nu am avea altceva mai bun de elogiat și de apreciat, de valorificat. Și acum stau și mă gândesc. Între tragic și comic, între a te jeli și a cădea într-o uitare, în uitarea vinului, în uitarea paharului, oare ce este mai bine? Pentru că, până la urmă, problema nu se rezolvă. Noi nu luăm atitudine. În primul caz, acceptăm situația. În al doilea caz, pur și simplu, cădem într-o uitare. Cum ne definește asta pe noi, ca și moldoveni? Lăsători,
le definește ca fiind nevăzător, ca fiind incapabil să ne valorificăm, să ne prezentăm, să luăm taurul de coarne. Și de ce cred eu că este important să punem problema folclorului? Pentru că folclorul, până la urmă, educă. Peste generații, transmite atitudine. Și acum, haideți să ne gândim. Este oare asta atitudinea pe care vrem să o avem noi față de noi? Pe care vrem să le transmitem copiilor noștri? Mulțumesc!